Duminica trecută am văzut că în apele potopului Dumnezeu a nimicit pe cei răi. A rămas în corabie cel mai bun dintre cei mai buni. Scriptura spune, Noe era un om neprihănit între cei din vremea lui, Noe umbla cu Dumnezeu. Dar întrebarea pe care ți-o pui în timp ce corabia de să acosteze pe vârful muntelui Ararat este, s-au înnecat oare relele omenirii întregi în apele potopului? A eradicat în felul acesta Dumnezeu răul de pe pământ și acum societatea umană va putea înflori fără pecinginea dusă din grădina Edenului prin neascultare? În toamnă am fost la un prieten și m-a invitat în livada lui și cu mâna mea am cules mere superbe. Abia le-a putem apuca într-un pumn. Și mi-am umplut coșul cu grijă, știam că nu trebuie să lovesc ca să nu se strice. Le-am dus acasă și cu aceeași grijă le-am pus pe toate în lăzi. La un moment dat, Norica avea să facă o prăjitură cu mere, se duce și ea din merele acelea frumoase și când le taie, toate erau negre la mijloc. Și nu se poate. În mod special am ținut să nu le lovesc. Am ținut să am mare grijă de ele, să le așez cu grijă, să le pregătesc pentru iarnă. Am stat și m-am gândit, ce lucruri ciudate se întâmplă. Acum, dacă nici mărul acela superb la suprafață nu-i totdeauna sănătos la mijloc, cum o fi omul odată ce păcatul l-a atins? Ascultați-l pe Pavel, spunându-ne adevărul în față, fără multe ocolișuri. O, nenorocitul de mine, cine mă va izbăvi de acest trup de moarte? Cine mă va izbăvi de acest trup de moarte, de acest trup mușcat de moarte, de păcat, prin neascultarea noastră de Dumnezeu? Răspunsul vine în versetul următor și răspunsul vine întotdeauna numai așa, dragii mei. Mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu prin Domnul nostru Iisus Hristos. O inimă mușcată de păcat nu poate fi vindecată, nu poate fi reparată decât de intervenția directă a lui Dumnezeu. Procesul selecției naturale nu funcționează în domeniul acesta. Poți să iei pe cel mai bun dintre cei mai buni și când îl tai și te uiți la inima lui, vei vedea că e strâmbă și stricată. Și toate relele pornesc din inima aceea care n-a fost alta ca ea pe pământ. Aș vrea să priviți împreună cu mine istoria de după potop. Când citiți Genesa, nu știți exact cât timp trece într-un verset și altul, într-un eveniment și altul. De aceea, tot ce știu este că după un an și vreo 10 zile, corabia a poposit pe muntele Ararat și textul spune că Noe a ieșit afară împreună cu fiii săi, cu nevasta sa și cu nevestele fiilor săi. Toate dobitoacele, toate teritoarele, toate păsele, tot ce mișcă pe pământ după soiul lor au ieșit din corabie. Îl văd pe Noe zidind un altar Domnului, a luat din dobitoacele curate și din păsele curate și a adus arder de tot pe altar. Domnul a mirosit un miros plăcut și Domnul a zis în inima lui, nu voi mai blestema pământul din pricina omului. Dar nu-mi vine să cred și aud din gura lui Dumnezeu, nu uitați, suntem după potop, la porțile corabiei, acostate pe muntele Ararat și cei care aduceau jertfă erau cei mai buni dintre cei mai buni. Nu voi mai blestema pământul din pricina omului, pentru că toate întocmirile gândurilor din inima lui sunt rele din tinerețea lui. Și nu voi mai lovi tot ce este viu, cum am făcut-o. Cât va fi pământul, nu va înceta semănatul și seceratul, frigul și căldura, vara și iarna, ziua și noaptea. Cât va fi pământul, nu voi mai aduce potop peste pământ, nu pentru că omul ar merita-o. Chiar și Noe și copiii lui au inima pângărită de acea primă neascultare din Eden. Imediat în capitolul 9, Dumnezeu a așezat curcubeul deasupra curăbiei și deasupra întregii omeniri, ca și o făgăduință solemnă. Ori de câte ori am să-l văd în nori, îmi voi aduce aminte de legământul pe care l-am făcut cu pământul, cu animale și cu voi oamenii. Am tot gândit, de ce sau ce a gândit Dumnezeu în momentul acela, știind că nu peste multe zile, luni sau ani,
va urma întâmplarea pe care o citim din versetul 18 la 29. Beția lui Noe și blestemarea lui Canaan. Fiii lui Noe, care au ieșit din corabie, erau Sem, Ham și Iafet. Ham este tatăl lui Canaan. Acestea sunt cei trei fii ai lui Noe și din ei s-au răspândit oamenii pe tot pământul. Noe a început să fie lucrător de pământ și a sădit o vie. A băut vin, s-a îmbătat și s-a dezgolit în mijlocul cortului său. Ham, tatălui Canaan, a văzut goliciunea tatălui său, a ieșit afară și a spus și fraților lui. Atunci Sem și Iafet au luat o mânta pe umeri, au intrat de anderătele, au acoperit goliciunea tatălui lor, fiindcă fețele lor erau întoarse înapoi, n-au văzut goliciunea tatălui lor. Noe s-a trezit din amețeala vinului și a aflat tot ce-i făcuse fiul lui mai tânăr. Și a zis, blestemat să fie Canaan, să fie robul robilor fraților lui. El a mai zis, binecuvântat să fie Domnul Dumnezeul lui Sem și Canaan să fie robul lui. Sau dacă aș citi corect textul, el sună așa. Binecuvântat să fie de Domnul Dumnezeului Sem sau de Domnul Dumnezeu Sem și Canaan să fie robul lui. Dumnezeu să lăgească lui Iafet corturile sau să lăgească locurile stăpânei de Iafet. Iafet să locuiască în cortul lui Sem și Canaan să fie robul lor. Noi am mai trăit după potop 350 de ani. Toate zilele lui Noe au fost de 950 de ani, apoi a murit. Foarte interesant este să compari istoria potopului popoarelor din jur cu istoria poporului potopului din Biblie. De pildă, în epopeea lui Gilgamesh, când potopul se termină, vine marele zeu care în mânia lui a dus potopul și mirosind jertfele și îmbunat de ceilalți zei, îl iartă pe Noe, intră în corabie, pune mâna pe capul lui și al nevestei lui și îi îndumnezeiește. De acolo încolo, utnapiștim și soția lui sunt zei, s-au ridicat dintre muritori, au traversat potopul, au ajuns între cei nemuritori. De cealaltă parte, Biblia se termină cu beția lui Noe și cu blestemarea lui Canaan. Ce diferență uriașă! Dar oare ce vrea să ne comunice Duhul lui Dumnezeu, alcătuind în felul acesta scripturile? Dragii mei, mesajul este simplu și clar. Chiar și cel mai bun dintre cei mai buni poartă în el sămânța răului. Cu alte cuvinte, dând din mâini, selectându-te, separându-te, urcându-te, așezându-te deasupra celorlalți, nu scapi de răul care ți-a mușcat inima și pe care îl car cu tine de la naștere. În păcat m-a zămislit mama mea, în nelegiuire, spune psalmistul. Este nevoie, deci, de o soluție mult mai radicală decât potopul, decât alegerea celui mai bun dintre cei răi sau celui bun dintre cei răi. Biruința trebuie câștigată nu împotriva omului, ci biruința trebuie câștigată împotriva șarpelui, împotriva domniilor și stăpânilor care sunt în locurile cerești. Dragii mei, inima aceasta atinsă de păcat, numai Dumnezeu o poate vindeca, numai El o mai poate îndrepta. Și pentru asta a trebuit să-L dea pe însuși Fiul Său. Nu era altă soluție. Dar să ne întoarcem la istoria noastră. Priviți o clipă descendenții lui Noe. Noe a ieșit din corabie împreună cu cei trei fii ai lui. Iertați-mă, n-am știut cum să-i îmbrac în haine mai de epocă, așa că i-am adus în vremurile noastre ca să ne frământăm cu noi, nu cu ei. Noe a avut trei fii, Sem, Ham și Iafet. Ham, și el este luat primul, are patru fii. Ca să se nască patru fii, trecuseră destul de mulți ani după potop, când s-a întâmplat lucrul acesta. Cuș este primul, Mitzraim sau Egipt al doilea, Cuș este etiopianul, într-un fel, acolo este țara Cuș, Put și Canaan. Interesant este că Noe se îmbată, se dezgolește în cortul lui, Ham intră în cort și îl vede și râde de el, sau găsește plăcere senzuală în ceea ce vede și în loc să rezolve rușinea tatălui său, fără să știe nimeni, se duce și dă în vileag la toți frații lui. Dar ce-i mai ciudat este că Noe, când se trezește din beție, în loc să vorbească cu Ham, îl blestemă pe Canaan. Deci, Noe...
Întrebarea deci rămâne. De ce a fost blestemat Canaan atunci când a păcătuit Noe și când vinovat a fost Ham? M-am gândit un pic la un posibil răspuns și am zis, sigur că da, evreii erau un drum spre Canaan. În Canaan locuia un popor, urmașii lui Canaan. Ei trebuiau extirpați ca evreii să poată locui în locul lor. Și Noe, înainte de ajungerea în câmpia Moabului sau în câmpia Moabului, a scris istoria asta ca să dea curaj evreilor să-și împlinească datoria. Deci, practic, toată povestea asta cu beția lui Noe și blestemarea lui Cana este un fel de scuză pentru invadarea Canaanului. Sau este o scoatere la lumina unei rădăcini păcătoase care, nerezolvate în timp, a adus o catastrofă. O catastrofă socială și națională. Pentru asta trebuie să discutăm un pic despre păcat. Și vreau să priviți imaginea dinaintea dumneavoastră. Aveți linia istoriei, primul om este Adam, pe urmă a fost Cain și Abel și Set și au urmat prin istorie descendenții lui și aș putea veni în dreptul meu. Tatăl meu a fost Ilie și eu sunt Beniamin ben Ilie, da? Beniamin fiul lui Ilie. Când ne gândim la păcat, trebuie să vedem trei dimensiuni ale păcatului. Când Scriptura spune, în păcat m-a zămislit mama mea, îmi spune că eu sunt legat în mod indisolubil de Adam, deci el este reprezentantul meu în moarte și tot ce descinde din Adam într-un fel poartă cu el acest păcat adamic. Să pun în alți termeni, Dumnezeu a închis pe toți oamenii în neascultare. Dumnezeu a făcut ca din Adam să se transmită într-un fel păcatul și vinovăția lui să ne atingă și pe noi. Cineva punea această realitate într-o imagine. Imaginează-ți că ești sus pe un vapor și ai ajuns cu vaporul în mijlocul oceanului și există un naufragiu. Ai ajuns în apă și ai apucat un colac de salvare. Acum colacul tău de salvare este singura ta nădejde să ajungi la mal. Dar vine cineva și îți ia colacul de salvare și îți spune, n-am să te nec, dacă nu o să până la mal, nu uita, ești în mijlocul oceanului, vei fi mântuit. Cam asta înseamnă să te naști în această rasă umană, să fii descendent din Adam. Acesta este păcatul prin reprezentare. Așa cum toți suntem legați de Adam, toți suntem legați de Hristos, de al doilea Adam. Și pentru că toți am fost închiși în neascultare în primul Adam, toți putem fi mântuiți prin reprezentarea în viață de către Domnul Iisus Hristos. Și de aceea credința în Iisus Hristos este singura noastră nădejde. Dar păcatul are și o altă dimensiune. Mă uit la mama mea și mi-aduc puțin aminte de tatăl meu. Și când mă uit la mama mea, eu seamăn cu ea, văd foarte multe lucruri din ea în mine. Unele îmi plac, altele nu. Dânsa este aici și mă știe și pe dinăuntru și pe din afară. Dragii mei, acesta este păcatul moștenit sau păcatul generațional. Cu alte cuvinte, lași copiilor tăi lucruri care n-ai vrea să le lași. Și vezi în tine lucruri din părinții tăi pe care n-ai vrea să le vezi în tine. Și indiferent ce faci, nu poți să scapi de lucrul acesta. Dar noi nu vom plăti nici pentru păcatul prin reprezentare, nici pentru păcatul moștenit. Noi vom plăti pentru păcatele personale. Printr-un singur om a intrat păcatul în lume, prin păcat a intrat moartea și moartea a trecut asupra tuturor oamenilor, fiindcă toți au păcătuit. Și Scriptura ne spune, toți am păcătuit, suntem lipsiți de slava lui Dumnezeu. Deci noi vom plăti pentru propriile noastre păcate. Dar ce este păcatul moștenit? Că celălalt e destul de complicat să mă ating de el. Păcatul generațional este o slăbiciune morală, congenitală, într-o anumită familie, care poate erupe cu o neobișnuită forță în generațiile care vin. Poate străbunicul tău sau străbunica ta, nu știu cine, cum, și la un moment dat te pomenești tu, secerând ceea ce au semănat alții. Poate rupe cu o neobișnuită forță în generațiile viitoare, în copiii tăi, în nepoții tăi. Ascultați-L pe Dumnezeu vorbind lui Israel la Sinai. Voi pedepsi fără de legile părinților în copii până la al treilea
și al patrulea neam. Și mă îndur de cei ce mă iubesc până la al miilea neam, spune el. Dar mă opresc la prima parte. Voi pedepsi fără de legile părinților în copii până la al treilea și al patrulea neam. Când mă gândesc la Noe, Ham și Canaan, dragii mei, văd într-un fel o dreptate a lui Dumnezeu. Ham a secerat ceea ce a semănat. El a păcătuit ca fiu împotriva tatălui său. Canaan, fiul lui, urma să aducă rușine asupra lui, asupra tatălui său. Și Noe vede lucrul acesta. Noe își cunoștea copiii. Când trăiești 950 de ani cu cineva pe pământ, îl știi pe și pe dinăuntru și pe din afară. El știa inima fiecăruia dintre ei, dar aduceți-vă aminte în ce context au crescut copiii aceștia. Lumea era coruptă, păcatele sexuale generalizate, orgiile, perversiunile au peste tot în jurul lor. Ei au trebuit tot timpul să se ferească. Poate că între copii, inima lor era diferită. Canaan sau Ham a fost totdeauna cel atras de lume. Cred că tatăl a trebuit să-l țină pe lesă scurtă ca să poată să-l țină lângă el. Nu știm ce a fost, dar când îmi imaginez lumea în care au trăit, din care i-a smuls Dumnezeu, nu mă mir că au cărat cu ei parte din aceste lucruri. Aș vrea să vă uitați încă o dată la imaginea din tatăl noastră. Noe, Ham, Canaan. Și am mai adăugat încă un element care va veni mult mai târziu în istorie, pe cananiți. Pe cananiți. Dumnezeu a zis lui Avram, să știi hotărât că sămânța ta va fi străină într-o țară care nu va fi a ei. Acolo va fi robită și o vor apăsa greu timp de 430 de ani. Dar pe neamul acela care va fi roabă, îl voi judeca eu. Și pe urmă va ieși de acolo cu mari bogății. Tu vei merge în pace la părinții tăi, vei fi îngropat după o bătrânețe fericită. În al patrulea neam se va întoarce aici. Dar de ce, Doamne, 400 și ceva de ani? Ascultați ce urmează. Căci nelegiuirea amoriților, amoriți este un termen care include toți descendenții și toate popoarele descinse din Canaan. Nelegiuirea amoriților nu și-a atins încă vârful. Nu și-a atins încă vârful. Paharul nelegiuirilor lor nu s-a umplut, dar era pe aproape. Cu alte cuvinte, în niciun caz nu pot lua istoria aceasta ca pe o scuză pentru invadarea Canaanului, să justific într-un fel genocidul pe care israeliții l-au adus împotriva cananiților. Ci mai degrabă trebuie să o văd ca pe o dezvăluire, ca pe o descoperire a unor rădăcini care, nefiind rezolvate, deși atenționate de Dumnezeu prin noi, nefiind rezolvate la vreme, ele au proliferat și au adus nelegiuirea, au umplut paharul nelegiuirilor și Dumnezeu a trebuit să șteargă de pe fața pământului generații de oameni, popoare întregi. De aceea aș vrea să privim ceea ce noi numim blestemul lui Noe asupra lui Canaan, să-l privim ca pe un cuvânt profetic pentru Ham și pentru Canaan și urmașilor. Un cuvânt profetic din partea Domnului. Dacă păcatul moștenit sau păcatul generațional este o slăbiciune morală congenitală în familie care poate să erupă cu foarte mare forță în generațiile viitoare, întrebarea este oare nu cumva suntem complet dezarmați în fața moștenirilor genetice cu care venim în lume? Știu că ți-i ciudă pe tatăl tău, pe mamă ta și ai multe lucruri împotriva lor și ai putea să spui tu însuți, așa sunt, dragii mei, și eu sunt iute la gură, fierbe sângele în mine repede și cel mai simplu este să zic, așa sunt. Norica s-a obișnuit cu mine, dar de-o vreme începe să nu-mi mai da voie să fiu așa și mă bucur pentru asta. Ce să faci cu lucrurile pe care le-ai moștenit, cu firea pe care o ai, firea asta păcătoasă pe care o ai? Ascultați-L pe Dumnezeu vorbind cu un muritor ca tine și ca mine, nu cu unul bun, cu unul rău. Cu unul rău care am putea spune după unii, am moștenit cu găleata, poate nu de la părinții lui, ci de la ce știu eu de la cine. Domnul a zis lui Cain, pentru ce te-ai mâniat? Pentru ce ți s-a posomorât fața? Nu e așa? Dacă faci binele, vei fi bine primit. Dacă faci răul, păcatul pândește la ușă, dorința lui se ține după tine, dar tu să-l stăpânești. Sau tu poți
să-l stăpânești. Doamne, până și Cain ar fi putut stăpâni păcatul? Până și Cain ar fi putut stăpâni păcatul. Dar asta este o veste bună. Înseamnă că nici eu nu sunt rob, nici eu nu sunt fără niciun fel de apărare în fața moștenirilor pe care le-am primit. Și eu pot să stăpânesc păcatul și eu pot fi eliberat de toate aceste chingi. Nu uitați, păcatul moștenit este, îl pot prinde în cuvintele lui Dumnezeu, dorința lui se ține după tine. Dorința lui, poftele lui se țin după tine. Este acolo peste tot, tu trebuie să fii ochi și urechi. Acum există o mare diferență între ghicire și între profețiile biblice. Atunci când înghicitor vine și citește în palmă și îți vede linia vieții care e prea scurtă, degeaba tragi cu pixul să o lungești, că nu rezolvi lucrurile. Ghicirea, de obicei, vine peste tine în mod implacabil, nu poți să te ferești de ea, trebuie să aștepți tremurând. Nu e așa Scriptura, dragii mei, și nu e așa Dumnezeul nostru. Atunci când Dumnezeu rostește un cuvânt profetic, cum a rostit de pildă Noe asupra lui Canaan, Dumnezeu rostește acel cuvânt, îți descopere viitorul ca tu să-l schimbi. Cu alte cuvinte, deciziile mele prezente hotărăsc pașii mei în viitor și destinul meu viitor. Profeția biblică este în folosul nostru, în favoarea noastră, nu împotriva noastră, nu împotriva noastră. De aceea nici n-aș vrea să spun blestemul, ci aș vrea să-i spun atenționarea, într-un fel, chemarea pe care noi o face lui Ham și lui Canaan să mai îndrepte ce se poate. Ascultați un text din Ieremia, capitolul 18, Dumnezeu vorbește cu poporul său. Deodată zic despre un neam, despre o împărăție, că îl voi smulge, că îl voi surpa, că îl voi nimici. Dar dacă neamul acesta despre care am spus sau am vorbit astfel, se întoarce de la răul, de la răutatea lui, și mie îmi pare rău de răul pe care îmi puse să mă gând să-l fac. Dar, Doamne, dacă ești gata să te răzgândești, de ce ai mai spus lucrul acesta? Tocmai pentru că sunt gata să mă răzgândesc. Observați, profeția biblică este o anunțare a viitorului și în fața acestei vești tu trebuie să iei o decizie prezentă. Spuneți-mi, dacă s-ar fi pocăit Ham și copiii lui și ar fi venit înaintea lui Dumnezeu, s-ar fi schimbat istoria lor? Cu siguranță că da. Cu siguranță că da. Știți de unde știu? Din faptul că, deși Sem este cel binecuvântat, semiții nu odată au plătit cu blestemul lui Canaan atunci când au uitat atenționarea, pentru că Dumnezeu le-a vorbit practic lor despre problemele lui Ham și lui Canaan. Dumnezeu ne descoperă lucruri din viața noastră într-un fel sau altul, pentru ca aceste tendințe păcătoase să fie ținute sub control. A stăpâni înseamnă a pune hamurile, hățurile, pe o pornire, pe o dorință care vrea să-i rupă în viața ta și o ține la locul ei. Ca să poți scăpa de astfel de lucruri, în primul rând, trebuie să le identifici. Trebuie să te uiți cu o minte clară, cu o inimă deschisă la realitatea din viața ta. Și chiar dacă o vezi în părinții tăi, trebuie să identifici lucrul acela, să zici, aha, îl înțeleg. Observați, Noe a venit și a pus degetul pe rană pe viața lui Ham și pe viața descendenților lui și a zis, băiete, te văd de ani de zile, de 100 și ceva de ani te urmăresc, 100 și ceva de ani, s-a născut la 500, a venit potopul la 600, a mai trecut un an și a mai trecut încă vreo 10, 20, 30 până la evenimentul nostru. Te urmăresc, ceva nu în ordine în viața ta. Deci, în primul rând, trebuie să identifici problema aceea, în al doilea rând, trebuie să le recunoști ca rele. Foarte mult discută exegeții ce s-a întâmplat practic acolo în cort. Nu știm, dragii mei, decât ce ne spune Biblia. Dar și dacă s-a uitat cu plăcere la trupul dezgolit de beția lui Noe și a ieșit afară și s-a lăudat și a râs și a chicotit cu frații lui, l-a necistit profund pe tatăl lui. Am celălalt exemplu al lui Sem și Iafet, ca să înțeleg cum ar fi trebuit să se poarte Ham. Deci Ham a zis, wow, asta e un lucru bun, este un lucru plăcut. Dacă nu condamni răul pe care l-ai descoperit în tine, dacă nu-i spui răului rău, nu vei scăpa niciodată de el. Cu cât îl justifici mai mult, cu atât
crește mai mult în tine. În al treilea rând, trebuie să-L biruiești cu ajutorul lui Dumnezeu. Dumnezeu îi spune lui Cain, păcatul pândește la ușă, dorința lui se ține după tine, tu să-l stăpânești, trebuie să-l biruiești. Ascultați ce spune Pavel Efesenilor. Cu privire la felul vostru de viață din trecut, să vă dezbrăcați de omul cel vechi. Omul cel vechi sunt toate lucrurile pe care le cărăm cu noi, care sunt împotriva voii lui Dumnezeu. Să vă dezbrăcați de omul cel vechi, care se strică după poftele înșelătoare. Cum s-a stricat Canaan și cananiții, se strică după poftele înșelătoare. Să vă înnoiți în duhul minții voastre. Cu alte cuvinte, trebuie să recunoști, să-l condamni. Asta înseamnă că în mintea ta ai făcut un stânga împrejur cu privire la lucrul acela. Și pe urmă textul spune să vă îmbrăcați cu omul cel nou, făcut după chipul lui Dumnezeu, de o sfințenie și o neprihănire pe care o dau adevărul. În primul rând, trebuie să te dezbraci de omul cel vechi, să te înnoiești în duhul minții tale, să te îmbraci cu omul cel nou, făcut după chipul lui Dumnezeu, de o sfințenie și neprihănire pe care o dau adevărul. Nu uitați, păcatul pândește la ușă. Dorința lui, indiferent de unde ar veni, dorința lui se ține după tine, dar tu să-l stăpânești. Sau tu, nu uita, poți să-l stăpânești. Nu trebuie să lași mâinile în jos. Intră în luptă și cu ajutorul lui Dumnezeu poți scăpa de lucrurile acestea. Așadar, ceea ce citim în aceste câteva versete nu este o scuză pentru invadarea Canaanului, ci este o descoperire a unor rădăcini pe care Ham nu le-a rezolvat, Canaan nu le-a rezolvat și în cananiți, dragii mei, a adus moartea și blestemul lui Dumnezeu. Blestemul rostit asupra lui Canaan este, în primul rând, un cuvânt profetic. În nădejdea trezirii lui, dar pentru că el nu s-a trezit, el a devenit realmente un blestem peste el și descendenții lui. Dar în al treilea rând, din istoria aceasta ar fi trebuit să învețe cei din câmpia Moabului. Noe, Canaan, era de mult mort, cananiții deja stricasele calea în întregime. Cei 430 de ani despre care vorbise Dumnezeul lui Avram trecuseră și urma pedeapsa să vină asupra lor. Iar Dumnezeu nu îi lasă pe ei să intre în țară fără să-i atenționeze de pericolul care îi paște și pe cei ce se cheamă semiți sau copii ai lui Dumnezeu. Când a ieșit poporul din Egipt, a ajuns la Sinai și înainte de a intra în Canaan, Dumnezeu în locul acesta neutru în pustie stă și vorbește cu ei. Domnul a vorbit lui Moise și i-a zis, vorbește copiilor lui Israel și spune-le, eu sunt Domnul Dumnezeul vostru, să nu faceți ce se face în țara Egiptului unde ați locuit și să nu faceți ce se face în țara Canaanului unde vă duc. Nu vă luați după obiceiurile lor. Dar ce se făcea în țara Egiptului și în țara Canaanului? Vă rog să citiți tot ce urmează din capitolul 18 până la 20. Nici unul din voi să nu se apropie de ruda lui de sânge ca să-i descopere goliciunea. Eu sunt Domnul. Dragii mei, când citiți capitolul 18-19, vă mirați de ce este vorba de atâtea ori despre goliciunea, dar mi-aduc aminte de grădina Edenului, imediat după ce a intrat păcatul în lume. Goliciunea este acolo, aproape în fiecare verset din capitolul 3. Oare de ce? Ascultați ce spune Dumnezeu mai departe, în capitolul versetele 24 din Levitic 18. Să nu vă spurcați cu niciunul din aceste lucruri, este vorba de păcatele sexuale care au fost enumerate până în versetul imediat precedent. Să nu vă spurcați cu niciunul din aceste lucruri, căci prin toate aceste lucruri s-au spurcat neamurile pe care le voi izgoni dinaintea voastră. Țara a fost spurcată prin ele. Eu îi voi pedepsi fără de legea și pământul va vărsa din gura lui pe locuitorii lui. Așadar, Moise nu face altceva decât să pune degetul pe rană, pe rădăcinile dezastrului moral care se pregăteau pentru cananiți și care urma să cuprindă până și poporul Israel dacă ei vor fi negat aceste atenționări. Nu vor fi ținut cont de ele după intrarea în țară. Moise a dorit să-și păzească poporul, pe copiii lui Israel, de relele pe care păcatul le poate aduce în mijlocul lor. Versetul 28-29.
luați seama ca nu cumva să vă verse și pe voi țara din gura ei, dacă o veți spurca, cum a vărsat pe neamurile care erau înainte de voi în ea. Căci toți cei ce vor face vreuna din aceste spurcăciuni vor fi nimiciți din mijlocul poporului lor. Dragii mei, nu contează cine ești. Poți fi semit, hamit sau iafetit. Și cu asta am vorbit despre întregul glob pământesc și toate rasele umane care au descins din Noe. Nu contează cine ești. Când paharul nelegiuirilor se umple, Dumnezeu spune la un moment dat destul. Aș vrea să ne aducem împreună aminte de câteva lucruri pe care le-am învățat acolo, la Sinai, când l-am auzit pe Dumnezeu vorbind despre, atenționându-i de imoralitate. De ce este imoralitatea sexuală primul semn al dezintegrării unei civilizații? Poate vă mai aduceți aminte. Ascultați ce spune Pavel în Roman și aș vrea să îngânăm cele două texte, să le punem în paralel. Versetul 18 din capitolul 1 ne spune că mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer împotriva oricărei necinstiri a lui Dumnezeu și împotriva oricărei nelegiuiri a oamenilor care nădușe adevărul în nelegiuirea lor. Observați, nelegiuirea înseamnă o nădușire, o călcare pe adevăr, o năbușire a adevărului. Nu vreau să știu de el. Când întorci spatele adevărului, atunci răul are libertatea să pătrundă. Adevărul ne face slobozi. Adevărul, dragii mei, este sabia care taie puterea neadevărului în noi și a minciunii. Versetele 19 și 20 din Roman ne spune că Dumnezeu ni s-a revelat. Ce se poate cunoaște despre Dumnezeu le-a fost descoperit în ei, căci le-a fost arătat de Dumnezeu. În adevăr, în sușile lui veșnice, puterea lui nevăzută și dumnezeirea lui se văd lămurit când te uiți cu băgare de seamă la lucrurile făcute de el, așa că nu se pot dezvinovăți. Nu contează unde trăiești, în ce colț de istorie sau planetă. Dacă te uiți cu băgare de seamă, adevărul lui Dumnezeu este în inima ta, este peste tot în jurul tău. Tu poți face un singur lucru, să-l recunoști sau să-l înnăbuși. Ce se întâmplă când îl înnăbuși? Dragii mei, păcatul începe să lucreze în toată liniștea. Nu este sabia aceea Duhului care să-l taie. Și păcatul cuprinde viața mea, familia mea, neamurile mele, generațiile care vin după noi. Uitați-vă la etapele dezintegrării unei civilizații. În primul rând este imoralitatea sexuală generalizată. Cu asta ne mândrim astăzi. Două referendumuri despre guvern, oricum nu pricepem ce aia, unii sau bicameral, și în paralel, ca să boicotăm lucrurile astea, să facem confuzie și mai mare, este case de toleranță și incest și să le regiferăm, să le aducem în societatea noastră, să le trecem pe sub nasul copiilor noștri. Poate că vor fi atinși ca Ham odinioară de cei care au trăit înainte de potop, pentru că apoi păcatul să nu mai poate fi oprit în niciun fel. Imoralitate sexuală generalizată, care dau în perversiuni sexuale și care duce la o degradare spirituală și socială totală. Și când nu mai este nădejde, când totul s-a stricat, Dumnezeu trebuie să ducă pedeapsa. Ascultați-l pe Pavel, închiindu-și capitolul 1. Fiindcă n-au căutat să păstreze pe Dumnezeu în cunoștința lor, Dumnezeu i-a lăsat în voia minții lor blestemate ca să facă lucruri neîngăduite. Astfel au ajuns plini de orice fel de nelegiuire, de curvie, de viclenie, de lăcomie, de răutate, plini de pismă, de ucidere, de ceartă, de înșelăciune, de porniri răutăcioase, sunt șoptitori, bârfitori, uritori de Dumnezeu, obraznici, trufași, lăudăroși, născocitori de rele, neascultători de părinți, fără pricepere, călcători de cuvânt, fără dragoste firească, neînduplecați, fără milă. Și măcar că știu hotărârea lui Dumnezeu că cei ce fac astfel de lucruri sunt vrednici de moarte. Ei nu numai că le fac, le și legiferează. Găsesc de buni pe cei ce le fac. Dragii mei, nu este absolut incredibil ca noi să luptăm pentru dreptul unei familii create de Dumnezeu între o bărbat și o femeie? Nu este absolut incredibil în societatea în care trăim? Bagă bine de seamă. Trăim în mijlocul ei, putem fi atinși de toate aceste lucruri. C.S. Lewis spunea, iadul este populat de oameni care trăiesc la depărtări infinite unii de ceilalți.
din pricina îndepărtărilor de Dumnezeu. Când îți bat joc de trupul altuia ca să se împlinești nevoile tale, distanța între tine și el este infinită. Noi o numim iubire, nu, dragii mei. Este ură. Este iubire de sine bolnavă. Iubire de sine bolnavă. Scriptura ne spune, curvia sau orice alt fel de necurăție sau lăcomia de avere, nici să nu fie promenită între voi, așa cum se cuvine unor sfinți. Căsătoria să fie ținută în toată cinstea și patul să fie nespurcat, căci Dumnezeu va judeca pe curvari și pe prea curvari. Psihologii ne spun și viața ne spune că dependențele sexuale sunt extrem de greu de rupt. Aș putea să mă duc cu microfonul la cei puțin, cei pe care îi cunosc din sală, care se trudesc să priceapă fenomenul acesta și poate scriu despre el. Sunt extrem de greu de rupt. Dar vreau să vă spun, nu este imposibil. Și foarte interesant, toate felurile de dependențe sunt greu de rupt. Aș trebui să-l invit pe Daniel, Paul, să vorbească despre ele. Dar și foarte interesant, când luați cartea alcoolilor anonimi, și sau alcoolicilor anonimi, și vă uitați puțin la principiile din ea, veți vedea cum vă sar în ochi principiile Scripturii. Cei care au scris-o, cei care au pus pe picioare totul, l-au întâlnit mai întâi pe Dumnezeu și au realizat că ceea ce Dumnezeu ne spune în Scriptură lucrează, eliberează. Duhul lui Dumnezeu poate să rupă legături din viața mea, din viața ta. Dar la fel este, dragii mei, cu păcatele sexuale de un fel sau altul, pornografia, masturbarea, toate acestea pot fi rupte în viața ta. Dacă ai curajul să te uiți în fața lor, să le spui pe nume, să nu te scuzi, să le spui pe nume, să le condamni, să vii înaintea lui Dumnezeu și să vii în mijlocul poporului lui Dumnezeu. De ce crezi că ne spune Scriptura să ne mărturisim unii altora păcatele, ca să fim vindecați? De ce ne îndeamnă Scriptura să veghem unii asupra altora? Biserica este locul mântuirii. Nu mă gândesc la organizație, la ziduri, la pereți, ci mă gândesc la relații în care Duhul se arată prin unul spre folosul celuilalt. Chiar dacă păcatul pândește la ușă, din pricina lui tata, din pricina lui mama, din pricina bunicilor, străbunicilor și aș putea săpa, dragii mei, în istoria neamului meu. Chiar dacă păcatul pândește la ușă și dorința lui se ține după mine, eu pot să-l stăpânesc. Pot să-l stăpânesc cu ajutorul lui Dumnezeu. Ne apropiem de un sfârșit de segment în cartea Genesa. Capitolul 1 la 2, Dumnezeu a creat universul și în ultima zi l-a făcut pe om. L-a făcut după chipul și asemănarea lui să-l cinstească cu numele lui. Știți ce înseamnă asta? În limba maghiară este un lucru pe care nu-l găsesc în limba română. Când mama mea s-a căsătorit, numele dânsei a devenit Faragoilei Șnei. Fără găuile și era tatăl meu, fără gău Ilie. Dânsa a devenit doamna fără gău Ilie. A fost cinstit cu numele tatălui meu. Când Dumnezeu m-a creat după chipul și asemănarea sa, el s-a gândit la faptul că într-o bună zi voi fi mireasa lui Hristos și voi fi cinstit cu numele lui Hristos, cu moștenirea lui Hristos, cu scaunul de domnie al lui Hristos. Așa începe istoria biblică. Cu un astfel de Dumnezeu care creează din plăcere, pentru plăcerea lui, dragii mei, din el, prin el și pentru el sunt toate lucrurile. Din păcate a venit diavolul și ne-a mințit că putem fura un nume, nu trebuie să așteptăm să primim un nume, îl putem fura și vom fi ca Dumnezeu. Și păcatul acesta s-a cuibărit și a mușcat inima noastră și nu mai putem scăpa de el. Observați, în fața altarului aveți un Abel și un Cain. Abel s-a plecat înaintea lui Dumnezeu, Cain, a hotărât el însuși ce-i bine. Și dacă nu îi place lui Dumnezeu, e treaba lui. Și a trebuit să fugă blestemat. Dar au venit setiții și cainiții și au creat două comunități. Unii se țineau și umblau cu Dumnezeu, alții îl sfidau pe Dumnezeu. Și creiau și se zbăteau să-și facă un nume legat de deșertăciunea lumii acesteia.
numele lor a fost înnecat în apele potopului. Știți de ce? Pentru că fiii lui Dumnezeu l-au vândut pe Dumnezeu pe fetele oamenilor. Imediat după aceea, Dumnezeu ridică din potop pe Noe. Dar tragedia imensă a textului de față este că nici cel mai bun dintre cei mai buni nu a scăpat de mușcătura șarpelui. Ca lucrurile să dreagă în inima ta, în inima mea, e nevoie de răscumpărare. Observați de ce se termină istoria primei creații sau istoria primară, de ce se termină cu beția lui Noe și cu turnul Babel, cu stricarea pământului, ca să ne pregătească inima pentru intervenția lui Dumnezeu, pentru chemarea lui Avram, pentru istoria care urmează, pentru sămânța lui Avram, pentru crucea de pe Calvar, pentru coborârea Duhului Sfânt în viețile noastre, pentru nașterea din nou, pentru transformarea noastră din slavă în slavă într-o chipul lui Hristos, prin Duhul lui Hristos. Dragii mei, istoria a fost scrisă așa, ca să ne atenționeze de faptul că în urma căderii, ființa omului este iremediabil marcată, mușcată de păcat. Prin tine însuți, prin mine însumi, nu se poate. Oricâte hotărâri vei lua, de azi voi fi mai bun, de azi nu voi curvi, de azi am să-mi arunc revistele pornografice, de azi rup prietenia care oricum nu mă duce la nimic bun și nu-i vremea pentru ea acum. Văd tineri în jurul meu, azi iau decizia, mâine o calcă, azi iau decizia, mâine o calcă, azi iau decizia, mâine o calcă. Oricâte hotărâri ai lua, numai bunul Dumnezeu îți poate vindeca inima și de aceea trebuie să vii la El. După omul din lăuntru, spune Pavel în Roman 7, îmi place legea lui Dumnezeu, altfel n-aș lua hotărâri bune dacă nu mi-ar place legea lui Dumnezeu. Dar văd în mădularele mele o altă lege care se luptă împotriva legii primite de mintea mea și mă ține rob legii păcatului care este în mădularele mele. O, nenorocitul de mine, cine mă va izbăvi de acest trup de moarte? Nu tu, numai Dumnezeu, numai Hristos. Nelu v-a adus aminte de lista pentru botez. Am tot gândit și eu la ea, probabil că ar fi trebuit să o punem aici, să o lăsăm aici tot timpul. Dar nu știu ce au simțit cei care au venit și au completat numele pe lista asta. Nu este un lucru special, dar dacă te gândești la semnificația a ceea ce faci, poate că în ziua de astăzi este ultima chemare. Dragii mei, nu sunt evanghelist să pun corul să cânte și să vă fac să plângeți. Eu vă pun cuvântul lui Dumnezeu simplu înainte. Dar cred că gestul tău de a lua un pix și de a scrie pe hârtie numele tău în fața tuturor semnifică un lucru foarte important. Semnifică recunoașterea faptului că ai o inimă mușcată de păcat și oricât ai încercat tu, nu poți vindeca. Nu poți vindeca. Nu cred că ai curajul să spui, ești cel mai bun dintre cei mai buni din familia ta, Lucian, ești? Nu, n-ai curajul să spui lucrul acesta. Dar care dintre noi ne-am putea mândri? Suntem cei mai buni dintre cei mai buni în Cluj. Suntem cei mai buni dintre cei mai buni de pe planeta asta. Sunt singurul pe care dacă ar veni potopul, Dumnezeu l-ar mântui de aici. Neprihănit înaintea lui Dumnezeu. Chiar dacă ai fi, vreau să spun, Sem, Ham, Canaan și cananiți. Cu alte cuvinte, dacă până și noi, cel mai bun dintre cei mai buni, cu mult mai mult eu și tu, avem nevoie de atingerea lui Dumnezeu. Când ai curajul să recunoști lucrul acesta în viața ta, nu te mai fi rușine. Vei avea curajul să faci pasul înainte, te vei întoarce spre cei care vor râde de tine și voi spune, Doamne, iartă-i că nu știu ce fac. Și adu și pentru ei ziua aceea în care să recunoască că inima lor a fost mușcată
de șarpe, de păcat. Și numai atingerea lui Dumnezeu o poate vindeca. Amin.